Centrul Cultural și Educațional Alexandru Marghiloman, organizatorul BZM Fest, a publicat regulamentul ediției a patra a evenimentului, care va avea loc între 11 și 14 iulie. BZM a ajuns la cea de-a patra ediție. Anul acesta va aduce pe Irina Rimeș, va fi Chilafonii, va fi Cargo, care este mult așteptat în Buzău. Iubitorii de muzică rock au solicitat formația de foarte multe ori. Alternosfera revine pentru că anul trecut a fost un adevărat succes. Chilafonic, Coma, avem artiști din zona jazz, foarte mulți, avem artiști din zona rock-ului alternativ, Robin and the Backstabbers, Om la Lună, Fără Zahăr. Avem și artiști atipici, cum ar fi, de exemplu, Paulina, care are o combinație de jazz cu manele reinventate. Practic e ceva foarte interesant. A fost publicată și harta parcului Marghiloman, unde nu se va permite accesul decât cu bilet de intrare. În afară de zonele cunoscute din edițiile anterioare, de concerte și de mâncare, vor fi și zone de agrement pentru copii, de sport sau de plimbări cu barca. Practic, BZM în acesta înseamnă și parte de agrement, nu doar parte de concerte. Biletele sunt pe iabilet.ro, se pot achiziționa online, se vor putea achiziționa și începând de pe 11 iulie, când se deschide festivalul de la locație, din Parcul Marghiloman. Accesul general la compriseli este de 105 lei. Și, bineînțeles, cea mai facilă metodă este achiziționată online, dar pe cei care se vor hotărâ atunci aproape, îi așteptăm cu mare drag și direct în parc. Cei care vor dori să petreacă mai mult timp la festival vor putea să își potolească foamea și setea în zona de mâncare. Va fi de asemenea o diversitate foarte mare pe zona de mâncare. Noi am încercat anul acesta și vom reuși să punem și niște restricții, niște plafonări de prețuri pentru zona de mâncare. Practic le-am solicitat comercianților să nu vină cu absolut niciun produs peste 35 de lei, nici măcar cel mai complex produs pe care îl au. Și va fi mâncare de la, mâncare tradițională, la paste, burgeri, va fi toată gama, dulciuri de toate felurile, deci va fi și o zonă de mâncare foarte, foarte complexă. Cei care cumpără un abonament general vor putea profita de toate zonele festivalului, unde pot rămâne de dimineață până seara.